Duminică 16 august, a doua zi după praznicul adormirii Maicii Domnului, sute de enoriași reghineni care locuiesc în zona străzii Mihai Viteazu, la ieșirea din Reghin spre Cluj, au avut parte de o zi înălțătoare prin rugăciune. Ei s-au bucurat de cea de-a doua slujbă, oficiată de un sobor de preoți în curtea catedralei, aflată încă în construcție. A fost o ceremonie emoționantă, în care s-a vorbit despre iertare și au fost venerați sfinții martiri brâncoveni. Astăzi, iată, așa cum ați observat și noastră, curtea a fost plină și până la urmă aceasta este bucuria noastră împreună, să fie o comuniune frumoasă de credincioși alături de preoți, ca să ne rugăm în primul rând lui Dumnezeu și sfinților pe care i-am ales să ne fie ocrotitori aici, la această frumoasă biserică, sfinții brâncoveni care îi comemorăm astăzi împreună cu Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt și cu toți sfinții transilvăneni. Demersurile pentru construcția lăcașului de cult au fost demarate în urmă cu 10 ani. Biserica are un stil arhitectonic care unește cele trei caracteristici potrivit hramului ce-l poartă, astfel că trunchiul clădirii întrunește prin stâlpii și brâul ei elemente din stilul brâncovenesc. Acoperișul este ridicat în stil moldovenesc, iar interiorul, prin datinile, tradițiile locale, adoptă un stil transilvănean. Noua casă a Domnului vine ca o necesitate pentru enoriașii acestei zone din ce în ce mai dezvoltate. Încet, încet, Bunul Dumnezeu cu siguranță că va fi alături de noi, de credincioși, ca încet să punem cărămidă peste cărămidă și să săvârșim cât mai repede prima liturghie înăuntru. Construirea acestei biserici în această zonă a orașului, unde, iată, cum se știe, s-a dezvoltat atât de frumos, este o necesitate și va fi o necesitate în continuare pentru credincioșii de aici, în această zonă. Când te uiți la Reghin și la marginea orașului spre Bistrița și Cluj, se vede dezvoltarea orașului, sunt multe case noi, mulți credincioși care au nevoie de acest locaș. Orice gest pentru un lăcaș de cult, cred că e binevenit și acești locuitori din jurul bisericii se vor bucura. Va fi totuși un monument și o emblemă la intrarea dinspre Cluj în Reghin. Ceea ce a făcut ca Sfânta Liturghie să fie mai înălțătoare a fost prezența oaspeților de peste Prut, a grupului etnofolcloric Lozioara din Republica Moldova. Copiii au prezentat un program de pricesne și cântece patriotice. Ei participă în aceste zile la o tabără la Gledin și au venit în zona Reghinului pentru a cânta dorul și dragostea față de patria mamă. Sunt onorați, fiindcă venim de departe, din Basarabia. Mulțumim părintelui Ioan de la Gledin că ne-a încurajat și ne-a îndrumat să venim aici să participăm la acest minunat monument și eu cred că populația din localitate și cei ce vor beneficia de acest lăcaș își vor aminti cu plăcere și cu mândrie. Pentru că am văzut că sunteți atât de mulți, ne-am gândit că cântecele patriotice sunt mai pe sufletul acestei adunări de astăzi. Ne-am adunat aici ca să vă transmitem dorul și dragostea noastră. Credincioșii sunt mândri de noua lor biserică și abia așteaptă să se roage în interiorul ei. O văd ca un altar și mă bucur din suflet că o ajutat Dumnezeu ca să fiu prezentă și eu și soțul și doresc să se termine cât mai repede, să ne ajute Dumnezeu să venim aici la Sfânta Liturghie. Suntem mulți și în centru acolo e deja aglomerat. Să sperăm că va fi frumos aici. Încercăm să ajutăm pe putem. La umbra acestei catedrale am stat și ne-am rugat și cu lumina rugăciunii noastre ne-am înălțat către Dumnezeu. Primește, Doamne, jertfa și rugăciunea noastră a tuturor în vecii vecilor. Amin.